Bună tuturor și bine ați venit pe pagina mea de YouTube! Astăzi lucrăm coapsele și avem un antrenament de 10 minute super eficient pentru coapse care te va ajuta să îți subțiezi coapsele în următoarele 7 zile. Îți promit că vei vedea o diferență foarte, foarte mare dacă pui acest antrenament în practică timp de 7 zile. Înainte să trecem la treabă, dacă ești aici pe pagina mea de YouTube, nu uita să te abonezi. Eu sunt aici în fiecare săptămână cu antrenamentul meu pentru voi și nu ați vrea să ratați niciunul. Toate fiind spuse, haideți să începem! Foarte bine, începem cu primul exercițiu. Depărtăm bine picioarele, vârfurile de la picioare, poziționate puțin în lateral. De aici ne ducem în genoflexiune cât mai adânc, ne îndreptăm ușor în sus. Vom repeta 40 de secunde acest exercițiu, avem 20 de secunde pauză între exerciții. Cât mai adânc în genoflexiune, te îndrepti ușor în sus. Apoi te îndrepti ușor în sus. Repetăm 40 de secunde. Te duci cât mai jos în genoflexiune. That's something that you do to me is chemical. I know, I know, I know it is illogical. Something that you do to me. I'm the one. Foarte bine, vreau să depărtez picioarele puțin mai mult. Vom face fandări laterale doar pe un picior. Te duci în lateral în fandare. Iar când ajungi în fandare, te ridici pe vârful piciorului, revii pe tavă. Te îndrepti și repezi de la început. Have this feeling, haven't felt for so long. Took a hold on me and won't let go. Foarte bine, schimbăm piciorul, repetăm exact la fel pe celălalt picior. Pandare, te ridici pe vârful piciorului, revii pe talpă și de la început. 40 de secunde.
de pe un picior pe celălalt, te balansezi de pe un picior pe celălalt timp de 40 de secunde cu mișcări ușoare. Sper că v-a plăcut
cum am menționat la început, acest antrenament agitează coapsele și te va ajuta să obții coapse mai subții în următoarele 7 zile, așa că punem în practică timp de 7 zile pentru rezultate cât mai bune, fără niciun fel de echipament. Noi, dacă ești aici în fiecare săptămână cu antrenamente noi, așa că neapărat apasă pe acel buton de subscribe ca să nu ratezi niciun video. V-am pupat și spor la antrenat în continuare!